Doamnelor, domnilor, bună ziua! Jurnalul orei 14 la Dodo TV începe chiar acum. Eu sunt Ana Maria Gudu, haideți să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. 10.000 de turiști sunt așteptați de 1 mai numai la Vama Veche, acolo unde pregătirile sunt întoi, iar petrecerile vor începe deja de mâine seară. Imagini din Vamă, dar și detalii despre prețuri imediat în jurnal. Mai sunt 3 săptămâni în care vă puteți autorecenza și veți primi și o zi liberă plătită de la serviciu. Câți constanțeni s-au autorecenzat și pe ce loc se află orașul într-un top pe țară, vă spunem la știri. Misiune inedită pentru pompierii de la Isu-Tulcea. Aceștia au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei cățelușe. Toate detaliile și imagini în câteva momente. Pregătiri pe ultima sută de metri pe litoral pentru turiștii care vor veni la mare de 1 mai. Vama Veche se anunță una dintre cele mai aglomerate stațiuni. Dintr-un capăt la altul este agitație mare. Se lucrează la amenajarea teraselor, se face aprovizionarea și se pregătesc camerele, dar și corturile din campinguri. Liniștea micului sat de pescari de la granița cu Bulgaria a fost întreruptă brusc zilele acestea de proprietarii pensiunilor și restaurantelor din Vama Veche. Aceștia se pregătesc să primească primii turiști de anul acesta în vacanța de 1 mai, iar aceștia nu se anunță deloc puțin. În această pensiune, spre exemplu, toate camerele au fost rezervate încă din luna ianuarie. Stadiul pregătirilor este gata în proporție de 95%. Nu mai avem decât de amenajat piscina, de curățat și suntem gata. Primii oaspeți avem începând de joi, săptămâna aceasta. Prețul pentru un pachet de 3 nopți este de 1600 de lei, cu mic dejun inclus. Dacă foarte multă lume a rezervat deja din ianuarie, absolut tot ce avem noi disponibil. Au crescut utilități, prețuri, absolut toate prețurile pe care noi le punem în componența prețului final, au crescut cam cu 20%. Camere mai există însă la localnici și pot fi închiriate cu 100-150 de lei pe noapte, iar loc se mai găsește și în campinguri, unde puteți campa cortul de acasă sau puteți închiria un cort, dar și saltele și saș de dormit. Ce găsim în Vamă? Atmosfera de Vamă. Astăzi nu prea este, se pare că lumea deja a plecat acasă. E un pic trist, mă așteptam să fie un pic mai multă atmosferă, mai multă lume, dar... Meteorologii au și ei vești bune. 1 mai vine cu soare și temperaturi bune, care vor depăși pe alocuri 20 de grade Celsius. De 1 mai avem deschise pe litoral în jur de 100 de metri de cazare, deci noi suntem pregătiți să primim cam vremurile bune, cam 2019, în jur de 25-30 de mii de turiști. Petrecerile în Vama Veche nu vor aștepta însă ziua de 1 mai, ci vor începe chiar de mâine în Vama, unde sunt așteptați până la final de săptămână 10.000 de turiști. Agitație este și în Constanța, unde artiștii plastici vor protesta în această după-amiază. Ei acuză administrația locală că vrea să evacueze abuziv din atelierele de creație, iar decizia ar avea la bază un interes imobiliar. De cealaltă parte, primăria se apără și spune că vrea să preia 3 dintre imobilele artiștilor pentru a le renova, dat fiind că acestea se află într-o stare avansată de degradare. Toate detaliile vi le aducem în jurnalul de la ora 19. Mai sunt 3 săptămâni în care vă puteți autorecenza dacă nu ați făcut-o deja. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe recensământromania.ro și să urmați pașii indicați acolo. Dacă vă autorecenzați, aveți dreptul la o zi liberă plătită, indiferent dacă sunteți angajat în sistemul de stat sau în cel privat, în ziua în care vă autorecenzați. În cazul în care optați pentru autorecenzarea asistată, puteți apela serviciile celor 12 centre ARA din Constanța. În situația în care nu vă autorecenzați, veți fi recenzați la domiciliu în perioada 16 mai-17 iulie 2022, prin interviu față în față cu un recenzor care va înregistra datele dumneavoastră pe tabletă. Județul Constanța se află pe locul 10 la nivel național după numărul chestionarelor pentru autorecenzare completate până acum. A început sezonul căpușelor. Un picnic la iarbă verde se poate sfârși cu o vizită la spital dacă nu suntem suficient de atenți. Odată cu încălzirea vremii, crește și riscul să fim mușcați de căpușe dacă petrecem timp în natură. Chiar dacă în cele mai multe cazuri mușcătura căpușelor este inofensivă, există și riscul apariției unor boli grave, precum boala Lyme. Din aprilie și până la începutul toamnei, prezența căpușelor este cea care îi îngrijorează cel mai tare pe constanțenii care petrec timp în natură, în parcuri sau la iarbă verde. Mușcătura căpușelor poate transmite afecțiuni grave, inclusiv boala Lyme sau febra butunoasă. Printre simptomele specifice bolilor transmise de căpușe se numără febră, slăbiciune musculară, dureri de cap și înroșirea pielii. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui ca atunci când mergem la iarbă verde să purtăm haine de culoare deschisă,
pentru că atunci când aceste căpușe ajung în preajma omului să fie vizualizate și îndepărtate rapid, în clipa în care se vede o căpușă la nivelul organismului uman, trebuie îndepărtată. Sute de pacienți ajung anual la urgențe mușcați de căpușe. Cei mai mulți pacienți au fost în 2019, când la Spitalul de Boli Infecțioase au ajuns până la 10 pacienți mușcați de căpușe în numai 24 de ore. Căpușele preferă zonele calde de pe corp, fapt pentru care mușcă de obicei în zona inghinală, axile, păr și încheieturi. Dacă reușește să fie îndepărtată în primele 24 de ore de la mușcătură, șansele de a lua boala Lyme se reduc semnificativ. Pentru a evita să fim mușcați de căpușe atunci când petrecem timp în natură, medicii ne sfătuiesc să folosim soluții de protecție, să îmbrăcăm haine deschise la culoare și să evităm fustele și pantalonii scurți. Preferim. Nu intrăm în iarbă așa, nu cerceaf alb dacă ne așezăm pe jos, pe iarbă. Un spray special pentru copii, în cazul copilor, și pentru noi adulți la fel. Un spray potrivit ca să ne ținem departe și să evităm, zic eu, anumite zone. A avut grijă cum te îmbraci și făcut un test în seara zilei respective. Măsuri pentru îndepărtarea căpușelor din zonele verzi și din parcuri a luat și Primăria Constanța. Primăria Municipiului Constanța desfășoară în fiecare lună acțiuni de combatere a elementelor dăunătoare. Acțiunile sunt specifice perioadei anului în care se desfășoară, spre exemplu în luna aprilie, sunt programate 2 treceri pe întreaga suprafață a municipiului în care se vor împrăștia substanțe nocive dăunătorilor. Riscul infecției cu boala Lyme sau febra butunoasă crește pe măsură ce trece mai mult timp de la momentul mușcăturii. În farmacie există și teste rapide care arată dacă aveți sau nu infecția cu Lyme. Misiune inedită pentru pompierii de la Isu-Tulcea. Aceștia au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei cățelușe. Chiar în timpul schimbului de tură a efectivelor din cadrul detașamentului de pompieri, un apel la 112 anunța faptul că în lacul Ciuperca din Tulcea se află un cățel în pericol. Pentru salvarea acestui an, misiune au plecat 3 subofițeri cu o autospecială de transport și o barcă pneumatică. După mai puțin de 10 minute, cățelușa a fost scoasă din apă, iar rămăsese blocată sub malul din beton al lacului și nu a mai reușit să înoate către zona de plajă pentru a se salva singură. Constanța elaborează o nouă documentație de urbanism pentru cartierul Compozitori. Planul urbanistic zonal va include soluții pentru creșterea calității vieții în cartier. Sunt avute în vedere intervenții privind organizarea mobilității în zonă, creșterea calității spațiilor publice și a suprafețelor de spații verzi, reguli privind modul în care se pot realiza noi construcții pe parcelele libere, cât și modul în care se pot realiza intervenții asupra clădirilor deja existente. Și locuitorii Constanței sunt invitați să contribuie cu propuneri și să completeze un chestionar pe care îl găsiți și pe site-ul nostru dototv.ro. Spectacol de excepție seara trecută pe scena Centrului Cultural Jean Constantin. Ștefan Bănică Junior a umplut sala de spectacole la concertul său Te iubesc, femeie. Ștefan Bănică a interpretat piese noi, înregistrate de curând în studio, dar și melodiile lui cunoscute, la care a fost acompaniat de public. După o lungă pauză impusă de pandemie și de restricții, Ștefan Bănică a pornit pe 7 aprilie într-un turneu național de excepție, Te iubesc, femeie, dedicat tuturor celor care îi apreciază muzica și, în mod deosebit, doamnelor și domnișoarelor. Vreme mohorâtă astăzi în Dobrogea, cu maxime între 16 și 23 de grade, cele mai coborâte în Constanța, la malul mării. Și în zilele ce urmează va fi la fel de norat și cu temperaturi normale pentru această perioadă. Dar noi avem oricum o energie bună, așa că hai să vedem prognoza. Maxime de 16 grade astăzi la prânz în Constanța, cerul a fost mai mult acoperit. Mâine vom avea parte de o nouă zi înnorată, cu tot atâtea grade. Temperaturile minime se mențin între 10 și 11 grade la noapte și în cele următoare. Vineri
maximele rămân blocate tot la 15-16 grade, doar că vom vedea și soarele printre nori. În Cernavodă, ca de obicei, este cel mai cald din toată zona, 23 de grade astăzi, dar cu cer acoperit complet. Temperaturile pe timpul nopților vor fi undeva între 8 și 11 grade. Mâine vom avea 22 de grade aici, cu la fel de mulți nori pe cer. Ziua de vineri vine cu o ușoară tendință de răcire, până la 19 grade și cu un cer acoperit, din păcate. În Mangalia este cel mai mult soare, dar doar cu 18 grade la prânz. La noapte, termometrele vor arăta 9 grade Celsius. Pentru mâine, meteorologii anunță maxime de 17 grade, cu o atmosferă ceva mai veselă pe cer. Ziua de vineri vine cu grade la fel de modeste, maximum 17 la amiază, dar măcar se arată soarele aici. Rămâne de văzut cum va mai evolua prognoza. Până atunci, să ne bucurăm de cer senin în suflet. Știri din sport acum. Traseu dificil pentru Simona Halep la Madrid Open. Ea o va întâlni joi în primul tur al turneului din capitala Spaniei pe chinezoica Shuai Zhang. Va fi primul meci oficial al Simonei, locul 21 mondial, după accidentarea de la Indian Wells și totodată debutul cu noua conducere tehnică, după înțelegerea cu Patrick Muratoglu, fostul tehnician care a antrenat-o pe Serena Williams. Simona Halep a câștigat prima și ultima partidă în 2012 în primul tur la Indian Wells, respectiv în 2019 în sferturi la Wimbledon, în timp ce chinezoica s-a impus de două ori, în 2016 în primul tur la Australian Open și în optim la Beijing. În cazul victoriei, Simona s-ar putea întâlni în runda secundă cu Paula Badosa din Spania, în locul 2 WTA. Halep a câștigat turneul de la Madrid în 2016 și în 2017, iar în 2019 a jucat finala, dar a fost învinsă de olandeza Kiki Bertens. Domnilor, domnilor, știrile orei 14 la Toto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații ce pot deveni subiect de știre, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook, Toto TV, sau pe contul nostru de Instagram. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem, în schimb, la principalul jurnal de știri al zilei de la ora 19:30. Pe curând!